Bună! Astăzi, după cum puteți observa în titlu, vreau să vorbesc despre produsele mele esențiale în sezonul rece și mai exact toamna, pentru că acesta este anotimpul în care am intrat. După cum puteți observa, sunt puțin răcită și îmi cer scuze de pe acum, dar asta este și motivul pentru care acest video a întârziat puțin. Vă voi arăta din mai multe categorii produse și sper să vă placă. Întotdeauna schimbarea de anotimp reprezintă o problemă pentru că scalpul meu este foarte sensibil și încep să am mâncărimi, un scalp dificil, dar până acum n-am avut niciun fel de probleme datorită uleiului de arbore de ceai sau tea tree. Eu îl folosesc pe acesta de la Solaris și v-am vorbit în rutina de îngrijire a părului cum îl folosesc. De anul trecut l-am descoperit și anul ăsta sunt chiar foarte încântată pentru că mi-am folosit șampoanele normale fără niciun fel de problemă și scalpul meu n-a mai avut mâncărimi, așa încât sunt extraordinar de încântată și vi recomand și vouă dacă sunteți în aceeași situație ca și mine. Și un alt lucru care mă supără foarte tare în perioada aceasta este rinita alergică și uleiul esențial pus în candelă este minunat. Eu vă recomand să vă cumpărați o candelă dacă nu aveți una, pentru că aromaterapia face bine nu doar cu uleiuri esențiale, ci și cu uleiuri parfumate. Probabil că și acelea sunt tot uleiuri esențiale, dar sunt parfumate și pur și simplu, în afară de flacăra aceea care vă încălzește, e mirosul acela plăcut care vă dă o stare de bine și vă recomand să încercați candela. Că tot vorbim de candelă și mirosuri plăcute, mie îmi place să aprind lumânări în sezonul rece și puteți observa și aici în cadru. Multe m-ați întrebat despre această lumânare, de fapt era o alta, dar acum folosesc Sweet Vanilla and Coconut de la Primark. Din păcate nu le găsim în România, însă dacă aveți cumva ocazia să puneți mâna pe ele, mie îmi plac mult, costă puțin și sunt mari, ard mult timp și chiar miros destul de bine. Și o altă variantă ar fi tartele Yankee Candle. Din tot ce am încercat de la Yankee Candle, tartele sunt singurele care mi se par că sunt cu adevărat persistente și aceasta miroase chiar și fără să fi fost desfăcută, e vorba de Honey Glow. Rămânând la capitolul de îngrijire, în sezonul rece obișnuiesc să am zone ceva mai uscate și acest ulei pe care l-am menționat în favoritele lunii trecute mi se pare un ulei hidratant, dar nu foarte gras și care își face treaba foarte bine. Este presat la rece, este uleiul de rosehip care are și vitamina E și are vitamina A în mod natural, are pipetă, este închis la culoare și chiar îl găsesc foarte potrivit pentru sezonul acesta în care mai mă confrunt și cu piele uscată pe anumite zone. Și uneori mi se întâmplă să mi se usuce buzele, sunt genul care nu prea am grijă de zone precum mâinile sau buzele, nu tot timpul am un balsam cu mine și dacă se întâmplă să îmi distrug foarte tare buzele, mai ales în această zonă a gurii mi se întâmplă să am probleme, folosesc Bioderma Atoderm. Eu am o mostră, sunt niște creme destul de mari, dar vă folosesc la foarte multe lucruri pentru că este o cremă ultra calmantă pentru piele foarte uscată și sensibilă și e o cremă dermatocosmetică cu ingrediente ok care chiar repară pielea rapid. Tot recent am observat că mâinile au început să mi se usuce și să le simt un pic diferite față de cum erau până acum, pentru că în general obișnuiesc să folosesc creme ușor hidratante. Am descoperit o cremă care nu este pentru mâini, dar care e foarte bună și anume Apidermin Lux. Știți că aceasta este o cremă de față, dar eu o folosesc pentru zona de sub ochi și o găsesc minunată. Ei, acum am încercat-o și pentru mâini și mi se pare la fel de minunată și pentru mâini și chiar își face treaba minunat. E o cremă ieftină, românească, bună, cu ingrediente apicole pe care eu o recomand și o iubesc foarte, foarte tare. În fiecare toamnă încep un tratament cu acizi exfolianți și o să vă las din nou un card pe aici, pe undeva, în care vă arăt videoul
cu multe detalii despre exfoliere și ce produse am folosit eu, ce produse recomand și ce nu, pur și simplu părerea mea. Anul acesta voi încerca un nou produs și o să vă țin desigur la curent. Este vorba de tratamentul fără ulei cu 10% acid glicolic de la Neoteric Cosmetics și sunt tare curioasă de cum va fi acest tratament. Consider că toamna și iarna este momentul propice pentru a ne exfolia chimic tenul, pentru că nu sunt razele soarelui atât de puternice precum sunt în sezonul cald. Asemenea, în sezonul rece îmi place să fac băi lungi și pentru că vorbim de băi, vă voi vorbi despre niște geluri de duș care au apărut la Lidl. Sunt de la Sien și deja mi-am luat 3, v-am postat pe Instagram aromele pe care eu le-am ales. Îmi plac foarte mult aceste geluri de duș, le-am descoperit recent și sunt extrem de încântată de ele. Mi se par foarte bune, sunt cremoase, miros bine și nu usucă pielea, fac multă spumă. Doar că nu rezistă parfumul foarte mult pe piele, însă nu mai sunt atât de obsedată de parfumul de după, pentru că acest produs este ieftin și își face treaba foarte, foarte bine. Vă recomand să mergeți să încercați noile arome care au apărut pentru sezonul de toamnă. Acesta, spre exemplu, este Autumn Glow și are un miros atât de deosebit și ușor dulce, îmi place foarte mult și sunt greu de descris mirosurile acestea, dar sunt foarte interesante și merită să le încercați. Și tot la capitolul aromaterapie, dar în baie, îmi place să folosesc țarea de baie, aceasta e de la Balea. Nu folosesc o cantitate foarte mare pentru că nu am întâlnit până acum o sare de baie care cu adevărat să funcționeze în mod terapeutic, însă îmi place foarte mult cum miroase și pur și simplu mă ajută să mă relaxez și mă simt mult mai răsfățată atunci când folosesc sărori de baie și cred că merită acest răsfăț orice femeie, nu? Sezonul rece chiar îmi place să mă răsfăț și vreau să vă arăt două din măștile mele preferate, pentru că obișnuiesc să folosesc mult mai des măști decât în celelalte anotimpuri și două dintre preferatele mele la acest moment sunt prima, cea de la Andalou Naturals, v-am mai vorbit despre ea, este masca cu dovleac și care are în mod natural acid glicolic. Este exact ca un piure de dovleac și exfoliază foarte blând și lasă tenul foarte luminos și curat. Chiar îmi place mult, mult, mult de tot și vă recomand cu tot dragul, o găsiți pe iHerb. Și e o mască mult mai ieftină și care îmi place pentru că se usucă repede și se îndepărtează ușor și în același timp îmi simt tenul curat după ce o folosesc. Ba, o găsesc foarte potrivită și de luat cu mine atunci când plec pe undeva. Este de la Oriflame Love Nature Clay Mask, este pentru ten gras, pentru că eu am tenul gras și dacă aveți și voi tenul gras, chiar vă recomand. Atunci când îmi aprind lumânările și fac baie și totul miroase plăcut, îmi place și să beau o băutură caldă și vreau să vă fac două recomandări. Primul este acest ceai de la Fares, e un ceai ieftin, dar care chiar îmi place mult de tot aroma. E ceaiul pe anotimpuri și acesta este cel pentru iarnă, are scorțișoară, are măr, portocale, are cuișoare, are o aromă așa care te duce cu gândul spre sărbători, spre timpul petrecut în casă la căldură, când afară plouă sau e frig. Chiar vi-l recomand să-l încercați. Și o altă variantă este tot de la Fares și acum am observat că e de la Fares, credeam că e de la altă firmă, acesta care se numește Symphony și este un ceai desavurat. Este o minunăție de ceai, este din fructe și plante și am să vă spun câteva dintre ingrediente: flori de hibiscus, mere, măceșe, rădăcină de lemn dulce, fructe de fenicul, coș de portocale, frunze de mentă, frunze de roiniță, petale de albăstrele. Închei cu aromele, vreau să vă arăt și două parfumuri pe care le folosesc cu mare drag în sezonul rece și anume în momentele în care vreau cu adevărat ceva special și vreau să mă simt cu adevărat
elegantă, folosesc de la Thierry Mueller Alien. Și pentru zi de zi, atunci când vreau să miros plăcut, însă să nu domin nicio încăpere și să nu deranjez pe nimeni cu parfumul meu, aleg Suddenly de la Lidl, Madame Glamour, care este o copie după Coco Mademoiselle de la Chanel. Un produs la care revin cu mare drag în perioada în care se răcește afară este Keratina Lichidă de la Annian. V-am vorbit de foarte multe ori despre acest produs și mi se pare că este potrivită pentru sezonul rece, dă multă textură părului, te ajută să nu-ți mai cadă părul și în același timp îl face să pară mai puternic și mai aspectuos, motiv pentru care apelez cu mare drag toamna la acest produs, având în vedere că toamna începe să-mi cadă părul, să arate uscat, tern și el este cel care mă salvează. La nivelul unghii nu fac schimbări radicale, însă vreau să vă recomand niște oje care mi se par mie că se potrivesc sezonului rece. Două sunt de la Avon și anume prima aceasta care este Street Beige și este din gama Speed Dry și Naked Truth, oja mea preferată de la Avon din gama Nailwear Pro Plus. Și recent m-am îndrăgostit și de această ojă de la P2 care este un machiaj pentru unghii cu efect semi-mat și nuanța este 010 Embrace. Și când vine vorba de blush, fac niște schimbări nu majore, dar am două blush-uri care mi se par că se potrivesc perfect sezonului acesta și anume acesta de la Catrice, Multimat Blush, care a ajuns și în România pe 1001 cosmetice. Nuanța mea este 020 la Lavender și e o combinație de marouri, de la un marou care duce spre grena până la o culoare foarte deschisă. E mat și e foarte pigmentat, rezistă bine, îl port astăzi în obraj. Iar o altă culoare care mi se pare că strigă a anotimp răcoros este aceasta de la Magic Visage Rouge și este numărul 22 și este un grena prună foarte frumos pentru sezonul acesta care are și un ușor sidef, dar mai degrabă mi se pare mat mie decât sidefat și culoarea din nou este super pigmentată și foarte frumoasă. La capitolul farduri, apelez cu mare drag la culori sidefate de genul acesta. Aceasta este o paletă de la Primark și nu o găsim în România. Este cu 8 farduri metalice. Fac și o recomandare a unei palete pe care o găsiți și în România pe Aoro și anume aceasta de la Makeup Revolution. Este Redemption Palette Essential Mattes 2. Îmi place că are culori mate, numai culori mate și sunt foarte potrivite pentru sezonul rece. Pornește de la niște culori mai reci, un pic mai calde și niște culori foarte deschise, potrivite pentru zi de zi. Paleta este foarte pigmentată. Ce aș putea să îi reproșez acestei palete că nu are o oglindă și faptul că lățimea acestor farduri este destul de mică, dacă puteți să observați, dar intră pensula acolo, numai că, nu știu, nu sunt obișnuită. Fardurile sunt ușor profoase, dar pigmentate și sunt destul de mulțumită, având în vedere câte culori sunt și cât de puțini bani costă. Un creion de buze pe care l-am purtat în videoul trecut ca și rus și multe m-ați întrebat ce port pe buze. Este acesta de la Essence, e foarte ieftin și nuanța se numește Satin Mauve 06 și este un maro grena, așa, care duce mult spre mauve și vreau să vă arăt și ceva mai multe rujuri și dacă sunteți pasionate de rujuri ca și mine, sper să vă inspire pentru că toate sunt accesibile și voi începe cu gama Velvet Matte de la Golden Rose, numărul 02 este acesta și e un roz. Dar e un roz ușor închis, ușor spre grena și care datorită finish-ului mat mi se pare că se potrivește foarte bine în sezonul rece. Rujul pe care îl port și acum pe buze este un ruj care are mult mov în el și e sidefat.
E un grena mufliu, e o culoare foarte interesantă și faptul că nu este mat, îl face să se vadă foarte bine. Nu știu, pentru mine acesta este un ruj foarte frumos și îmi place mult sideful pe care îl are și nuanța pe care o creează pe buze. Chiar l-am mai purtat și multe mi-au zis că îmi stă foarte bine cu acest ruj și e un ruj super ieftin. Mai am un ruj de la NYX și vreau să vă recomand acest ruj, Gamma Round Lipstick și nuanța Milan, pentru că sunt foarte cremoase și pigmentate. E cel mai confortabil ruj pe care îl dețin. Iar culoarea este un maroniu, un grena maroniu. Un alt ruj foarte cremos și super confortabil, mai ales pentru zilele în care bate vântul foarte tare, este de la Avon, nuanța Warm Honey. Și este un fel de maro care are și un pic de roșu în el, dar foarte puțin. E un maro foarte plăcut. Iar un ruj ieftin Golden Rose, numărul 122 din gama Vitamin E. Este tot un maro, dar un maro care duce mai mult spre cărămiziu, spre roșu. Iar acum să trec la câteva rujuri care, din nou, sunt foarte confortabil de purtat și cremoase și care sunt ceva mai închise. Sunt rujurile din gama de la Avon Ultra Color Indulgence și pe mine m-a scăpat de o pagubă, ca să zic așa, pentru că am momente în care simt nevoia să fac shopping de rujuri, cu toate că am multe rujuri, și având aceste rujulețe cu mine, n-a mai fost nevoie să mă duc la cumpărături de rujuri și o să vă prezint câteva. Red Tulip este un roșu destul de intens și potrivit pentru sezonul rece. Apoi avem Rose Bucket sau Rose Bouquet, care este un roșu, dar mult mai închis. Apoi avem Red Dahlia, care este un roșu cu tentă albăstruie și mult mai închis decât anteriorul. Și două rujuri închise, grena aproape, a spune eu, Plum Verbena, care este un mov prună, și Chocolate Rose, care e un maro închis. De ce v-am prezentat atâtea rujuri din această gamă? Pentru că este foarte confortabilă, pigmentată și cred că iarna cu toate ne dorim un ruj confortabil, pigmentat și care să reziste destul de bine, dar fără să lase buzele uscate și crăpate și inestetice. Sper din tot sufletul ca printre preferatele mele să se regăsească și câteva produse care v-ar interesa și pe voi și acest video să vă fie util. Dacă e așa, nu uitați să dați like și share și vă mai aștept la mine pe canal. Vă doresc o zi minunată în continuare. Pa, pa!